Haide măcar în seara aceasta să punem temelia casei noastre. Casa aceasta poate fi un om, și văd aici destui tineri, care sunt la începutul vieții. Casa aceasta poate fi o familie, și sunt destule familii tineri, și am auzit că ați tot avut nunți și o să mai aveți. Eu sunt chemat pentru o nuntă mâine, nu peste mult vine un alt frate din Bosanci, tot dragul și-l cheamă, îl recomand cu multă căldură și pe el că e prieten cu noi, el o să vină la altă nuntă și câte nunți n-ați avut dumneavoastră. Casa aceasta poate reprezenta o familie care acum s-a întemeiat și încearcă să-și construiască o casă și sunt în stagiu de a pune temelia. Casa poate fi și biserica. Pavel spunea în Corinteni, voi sunteți clădirea noastră. Și haideți împreună ca să punem temelia acestei case. Dorința oricărui predicator, și a mea, dar nu din mândrie, dar poate o plăcere așa, aș vrea ca eu atunci când predic, voi toți să mă ascultați. Și cel mai mare predicator vrea asta, și iertați-mă, și cel mai plictisitor predicator tot asta ar vrea. Când predică el să nu vadă pe nimeni dormind, să nu vadă pe nimeni în șoșotin, citind prin Scriptură. Fiecare predicator vrea când predică el să fie ascultat. Și asta o vreau și eu, nu luați ca o mândrie. Poate chiar un lucru bun că vreau asta, că nu reușesc întotdeauna și asta o recunosc. Eu aș vrea ca toți să fie treji, mai puțin la binecuvântări de copii, când aș vrea copiii să doarmă, să-mi pot termina predica. Când am câteodată predici lungi și mă uit la copii, dacă dorm e bun. În seara asta nu mi-ar place să vă văd careva dormind. De aceea, din respect pentru acei 2000 de kilometri care am făcut, vă rog frumos, dacă știți lucrurile care vi le spun, totuși ascultați-mă. Amin? Doamne ajută în aceasta. E dorința mea. Și cuvântul Domnului spunea în Luca, în capitolul 8, versetul 8, că cine are urechi de auzi, să audă. Asta e datoria fiecăruia care aveți urechi. Dar în Luca, în capitolul 8, cu versetul 18, tot Mântuitorul mai pune o condiție și spune așa, lua seama de acum ascultați, că nu totul să asculți, trebuie să știi cum să asculți. Și eu sunt satisfăcut cu asta. Domnul însă privea la mulțimea care îl asculta, și el face un pas mai departe, nu se oprește, nu se mulțumește că voi mă ascultați. Am mai dat un exemplu ăsta, că am mai predicat de aici, când fostul ministru culturii Andrei Pleșu a fost la Iași anul trecut, la studenții care urmau să devină profesori, îi cunoscut că el dă multe exemple din Scriptură, omul acesta de cultură, și spunea la studenți, măi, știți cum trebuie să predicați, să predați voi lecția? Știți cum să-i atrageți pe copii, să-i faceți atenți? Așa să aveți o expunere ca Mântuitorul. Așa, să aveți o expunere cum vorbea Domnul Iisus. Vă dați seama, le spunea el la studenți, cum vorbea Domnul Iisus, că o cale de 3 zile gloatele l-au urmat în pustie, au ascultat predica, au flămânzit, până într-acolo încât ucenicii au constatat și au spus, dacă le dăm drumul, leșină pe drum. Așa predica Mântuitorul, că era un băiețel cu mamă mai gospodină ca celelalte. Și i-a pus în trai să niște peștișori, niște pâini, și așa o ascultat el, că a uitat să bage mâna în traistă și să mai rupă câte o gură de pâine. Noi ducem copiii la adunare și le luăm și biscuiți, și caiete, și tractorașe, și câte să se joace, doar ori tăcea. Și ei toți fug prin adunare. Așa predica Domnul Iisus, cu un băiețel mic, a uitat că e foame. Și-au rămas cu mâncarea în geantă și nemâncată. Cine n-ar vrea să predice așa? Totuși Domnul nu se mulțumește cu cât mă mulțumesc eu. El se uită la cei care ascultă Evanghelia și vrea mai mult de la ei. Spune, voi care ascultați Evanghelia, e bun. Sunteți niște oameni, în seara asta toți sunteți la fel. Aici, în viziunea mea, care vă cunosc pe unii, destui cunosc, văd destui din Bosanci aici, pentru mine, așa ascultători, sunteți la fel. Dar Domnul între ascultătorii atenți, care stăteau așa, face o deosebire. El vrea ca ascultătorii să facă un pas mai departe. Pe cei care ascultă, îi aseamănă cu 2 evrei, care și-au apucat amândoi să-și construiască casa. Și evreii ăștia au fost la fel. Amândoi și-au pus de gând să facă o casă, amândoi au cumpărat poate aceleași materiale, poate același proiect, amândoi au terminat casa, amândoi s-au mutat în casă. În Luca 14, unul s-a apucat de un tun și nu l-a terminat. Dar ăștia amândoi s-au mutat în casă, s-au culcat liniștiți în casă, îți proprietari și-s la fel până aici. Dar dintr-o dată pe oamenii ăștia ceva îi face tare diferit. Știți cine îi face diferit? Furtuna, necazul. Că amândoi stau în casă, dar dintr-o dată au pornit o ploaie, au venit șuvoaie, au venit vânturi. Unul, îmi imaginez eu că a rămas stând în pat cu mâinile sub cap dormind, că avea o casă trainică. Și la unul i-a luat casa la vale și i-a dus-o. Și dacă până acum erau la fel, acum cât îți de diferiți oamenii aceștia? Și Domnul acum vine și le spune așa: uite, cei care ascultă Evanghelia, prin faptul că ascultă Evanghelia, ei zidesc o casă. Acum în seara asta, voi care ascultați, și vă mulțumesc că sunteți atenți, voi toți în seara asta zidiți o casă. Numai că unii ascultă, ce spune Iacov 1:22, îți uituci, iar unii merg mai departe și împlinesc. Acum bucuria mea e că mă ascultați. Întrebarea mea, oare cât veți împlini? Că de multe ori ascultăm predicatori din țară și de aici și din câte țări și poezii și programe și lucrări date prin Duhul Sfânt, prorocie cu da și amin, le auzim, ne înfiurăm câteodată, le savurăm în adunare și plecăm acasă și toți noi suntem. Zidim pe nisip. Cel care ascultă și împlinește, revin la Iacov 1:22, spunea: fiți ascultători, împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători uituci, înșelându-vă singuri. Toți m-a ascultat. Cine îmi spune mie în seara asta că plecând de aici va și împlini? Își ia unul hotărârea asta? Că cei care ascultați, zidiți. Biblia spune așa: pe orice cine aude cuvintele acestea și le face, zidește pe stâncă. Cine aude și nu le face, zidește pe nisip. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin? Haideți împreună să începem să punem temelia. Și întâi căutăm locul. Unde zidim noi, unde punem noi temelia casă noastre? E vorba de mine, e vorba de familia mea, e vorba de biserica în care slujesc. Unde o punem? Și Biblia e foarte categorică. Pe stâncă. Și Domnul să ne ajute să o punem pe stâncă, amin? Un om al lui Dumnezeu odată a făcut o cântare și a început să cânte despre stânca asta. Domnul este adăpost, am cântat și noi o cântare despre stânca aceasta. În Deuteronom găsim în capitolul 32, versetul 4. El, e cu E mare acolo, El este stânca. Stânca asta este Dumnezeu. Tot ce facem, dragii mei, începutul vieții noastre, tot ce lucrăm noi, să fie zidit pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Și în El avem totul destul. În Isaia 26:4 spune că El e stânca veacului. La El nu-i schimbare, nu-i umbră de mutare, El e durabil, rămâne ieri, azi, Evrei 13:8. Hristos e același, ieri, azi și în veci. El e stânca veacului. În Isaia 32:2 spune că El este o stâncă de adăpost. În Deuteronom aici 32 cu versetul 13, le-a dat să sugă mere din stâncă, un de lemnul care iese din stânca cea mai tare. În El avem hrană, avem adăpost, avem ocrotire, noi avem totul în Dumnezeu, amin? De ce ne-am pune temelia în altă parte când El avem totul? De stânca pe care trebuie să zidim noi, îi Dumnezeu, dacă vreți, e Domnul Iisus, că ei sunt una. În 1 Corinteni 10, acolo spune: fraților, nu vreau să știți, să nu știți că părinții noștri, toți au fost botezați în nor și în mare, pentru moi s-au trecut în nor și în mare, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, versetul 4, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Știți cine e stânca? Îi Domnul Iisus Hristos. Toate acțiunile noastre, tot ce întreprindem noi, tot viitorul nostru, tot plănuim noi să fie pe Hristos așezat. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și când vorbeam de stânca aceasta, la un moment dat m-am încurcat, că spunea aici în acel Deuteronom 32 cu versetul 37, El va zice: unde sunt Dumnezeii lor? stânca aceea care le slujea de adăpost. Și mai sus aici spune că stânca lor, versetul 31, că stânca lor nu este ca stânca noastră. Dintr-o dată apar două stânci și aici e mare confuzie. Poetul care cânta vorbea de stânca asta cu S mare, ăsta e Dumnezeu, dar oamenii au stânca lor. Și stânca lor, spune versetul 37, îs Dumnezeii lor. Și poate fi, cum spune cuvântul Domnului în Isaia 8:14, o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Este o stâncă care se sfărâmă. La Iliu a trecut un vânt care sfărâma stânca. Eu, cum am vorbit de stâncă și de nisip, m-am dus la compoziția chimică și am găsit că e la fel. Nisipul știi ce este? Stâncă sfărâmată. Piatra, dacă o sfărâm, o concasez tare, dă nisipul. Ori stânca e bună și nisipul nu-i bun. Compoziția e aceeași. N-are liantul acela, n-are dragostea aceea. De aceea stânca lor îs Dumnezeii lor, îs idolii lor. Dar stânca noastră e Dumnezeu. În El să ne punem temelia, amin? Și haideți acum să intrăm la procesul tehnologic propriu-zis. Sau de vorbă cu cei mai mulți din voi constructori. Și ca să ajungem la stânca asta, în Noul Testament sunt două situații. În Matei și în Luca. În Matei spune că omul nechibzuit a pus casa pe nisip, că e scrisă pentru evrei. Iar în Luca, omul nechibzuit a zidit casa pe pământ, că e scrisă pentru greci. Din Matei nu putem săpa nisipul să-l dăm la o parte, să ajungem la stâncă. Nu ne spune Biblia asta. Numai în Luca ne spune să săpăm adânc, omul înțelept o săpat adânc, o da pământul la o parte și o ajuns pe stâncă. Ce reprezintă nisipul din Matei? După cercetătorii Scripturii și mai mulți frați care au studiat cuvântul, nisipul pe care zidesc unii aici în Matei reprezintă posibilitățile omenești. În Sfânta Scriptură, din Cartea Genesei până în Cartea Apocalipsa, sunt două cetăți care merg paralel, rivalizează una cu alta, străbat ca un fir roșu întreaga Scriptură și merg până la ultimele foi din Scriptură. Acolo se întâmplă ceva. În capitolul 17 și 18 din Apocalipsa, o cetate inimicită. Și de aici încolo, din capitolul 19 la 22, rămâne o singură cetate. Vorbesc de Babilon și vorbesc de Ierusalim. În capitolul 17 se aude, a căzut Babilonul cel mare. Asta vorbesc în mod simbolic, căci Babilonul real a căzut mult mai înainte în Isaia. Și din capitolul 19 rămâne doar Ierusalimul. Ce le făcea diferite pe acestea? În primul rând, locul pe care au fost așezate. Asta reprezintă, dacă vreți, posibilitățile noastre materiale. În Daniel 4:30 se plimbă pe acoperișul palatului împăratul și spune, nu este acesta Babilonul, cetatea cea mare pe care am zidit eu cu bogățiile mele și cu puterea mea spre slava puterii mele? Babilonul reprezintă o cetate zidită pe nisip, între cele două râuri, la confluența celor două râuri, în câmpia aia, care a fost la un moment dat, o cucerit inima tuturor istoricilor. Babilonul era o cetate extraordinară și împăratul spune, eu am făcut-o cu bogăția mea. Posibilități omenești. Babilonul era o cetate pătrată cu o latură de 22 de kilometri. 484 de kilometri pătrați. În cazul în care București are 285 acum. Era o cetate care avea ziduri între 70 și 100 de metri înălțime. Du-te tu în fața unui zid de 100 de metri înălțime, cu o lățime de 27 de metri. Cine putea cuceri Babilonul? Nimeni. Avea 8 porți păzite, străjuite, avea 24 de bulevarde drepte întretăiate de străzi secundare, avea provizii de apă și mâncare pe 20 de ani, avea un tunel secret din templul zeului Marduc la Palatul Imperial trecut pe sub apă, avea peste apă un pod de 900 de metri cu o înălțime de 30 de metri, avea ostași extraordinari. Nu putea fi cucerit Babilonul. Babilonul zidit pe nisip, Babilonul zidit prin puterea bogăților, era o cetate care nu putea fi cucerită. Eu vă întreb, a fost cucerit Babilonul? Așa a spus Domnul. Așa a spus Domnul. Babilonul acum este un adăpost pentru bufniți. Arabul nu-și întinde cortul acolo, funea de măsurat, frânghia nu-i mai întinsă acolo, un loc al tuturor duhurilor necurate, al șacalor, măgarul sălbatic umblă în voie, stafiile umblă acolo, acolo ăla-i Babilonul oceana. Știți de ce? A fost o cetate zidită pe posibilități materiale. Ăsta-i Babilonul care l-am zidit eu. Nu pleca în viață cu banii care ai în portofel, nici cu meseria care o ai tu, nici cu firma ta, nici cu mașinile tale, nici cu diplomele tale. Nu pune temelia familiei tale pe lucrurile astea. Mă mărit cu aceala care are așa, mă însorșo eu pe ceea că tatăl său are nu știu ce. Nu plecați în construirea bisericii pe relații și posibilități omenești. Tot ceea ce facem trebuie să punem pe stâncă, pe stânca adevărată, și stânca e Hristos. Amin? Când pleci în viață, propuneți din seara asta, bazează-te numai pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Ierusalimul, Domnul mi-a ajutat, am ajuns în Ierusalim. Când am ajuns acolo, locul în care Ierusalim, în Betfagiu, a plâns pentru cetate, am lăcrimat și eu. Așezat pe trei munți, pe muntele Moria, Ghețâșman și Orfeu, acolo. O cetate nu tare frumoasă, cu ulii strâmbe, dărăpânate, trebuie să cobori așa în cer și greoi. Ierusalim, o cetate, nu se putea asemăna cu Babilonul, dar Ierusalim a rămas de-a lungul istoriei. Ierusalimul astăzi este acolo, vizitat de milioane de turiști. Și Ierusalimul rămâne până vine din nou împărat Mesia și rămâne, și știi ce îl face diferit? Temelia pe stâncă. Temelia pe stâncă. Doamne, ajută-ne în seara asta tot ceea ce facem și întreprindem să pune pe stâncă. Amin? Și am vrea împreună să zidim casa aceasta, să alegem locația aceasta. Am spus, în Luca îi pământ. Am vorbit puțin de nisip. Acolo unde e nisip, acolo nu se fac, nu dai. E nisip și nu poți face cofrag, nu poți turna. Acolo mută locația. Nu pune bazele casei tale pe posibilități omenești. Acum mergem puțin în Luca, acolo ceva e diferit. În Luca este o stâncă, dar e acoperită cu pământ. Are puțin pământ deasupra. Omul echipzuit zidește pe pământ. Omul înțeles spune că o săpat adânc, o dat pământul la o parte până a ajuns pe stâncă. Oare ce să fie pământul ăsta? Am spus că stânca e Hristos, da? Așa, stânca e Hristos. Dar stânca asta care e Hristos, spune Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre oameni plini de har și de adevăr. De cine vorbește? De Hristos. Deci Hristos odată e stâncă, iar Hristos odată e cuvânt. Tot ceea ce facem noi, rețineți prin deducție, tot ceea ce facem noi trebuie să fie pe Hristos, adică pe cuvântul lui Dumnezeu, că Hristos e cuvânt. Acum când plec în familie, când plec în viață, când plec în viața de biserică, n-am voie să fac nimic decât ceea ce spune cuvântul. Temelia mea să fie pusă pe Scriptură, Dumnezeu să ne ajute. Dar ce-i pământul de deasupra? Mi-mi spune că era stâncă, dar în vreme, vântul și știu eu, revărsarea apelor, o depus praf, aluviuni acolo și stânca e acoperită. Care sunt lucrurile care ne ascund nouă cuvântul lui Dumnezeu? Dacă am spus că stânca-i cuvântul, sunt lucruri care ne ascund. Și mergem în Marcu, în capitolul 7, se uită Domnul Iisus, versetul 9, dar și în ultimul verset din capitol spune așa: și ați desființat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor și obiceiurilor voastre. Știți cine ne acoperă nouă cuvântul? Sfintele noastre obiceiuri, sfintele noastre tradiții penticostale, că ortodoxii sunt mai vechi ca noi în obiceiul, dar noi acum ne-am făcut și noi. Și Domnul îi spune în versetul 9, le-ați desfințat frumos cuvântul, că dacă le desfința cineva urât, n-accepta. Dacă venea aici în adunare și spune, măi, în loc să facem așa, să spui o mare prăpastie, săreau frați în sus, dar noi îl desfințăm frumos, așa ca să placă firii noastre. Ei bine, pământul ăsta care a acoperit stânca, lucrurile care au acoperit în vreme cuvântul lui Dumnezeu și ne-au făcut să desfințăm cuvântul, nu sunt decât datini și obiceiuri omenești, care nu au ce căuta în viața Bisericii lui Dumnezeu. Amin? Putem spune amin? Când pleci în viață, chiar în căsătorie, spune în Genesa 29:26, că se vede Iacob înșelat. El credea că e femeia visurilor sale, o femeie grozav de frumoasă, și dimineața o vede pe Leia cu ochelari pe ochi, că avea ochii slabi. Și spune, de ce mi-ai făcut? Și vine socrul și spune, în partea locului, așa e obiceiul. Că avem obiceiuri, noi la nunți avem obicei, că la Moldova așa e obiceiul, și în Oradea așa e obiceiul, și în Bruxelles așa e obiceiul. La noi avem obiceiul că n-are voie cei mai mici să mărite înainte la cei mari, e un obicei de nuntă. Și noi desfințăm cuvântul lui Dumnezeu pentru obiceiurile noastre, că la noi așa se fac nunțele. Și iertați-mă, eu nu predic de nuntă. Sunt mâine la nuntă și nu știu cum o să fie mirile și mireasa, chiar nu știu. O dată am fost la o nuntă, într-o țară străină, și m-a luat tata în mine și a spus, măi, frate dragă, mergem acolo, nu știm ce ne așteaptă. Te rog frumos, când ajungi acasă, să nu mai povestești la noi, că tare mă tem că nu o să fie bine. Și erau câteva exagerări, am vrut să le corectez, că așa mi-e fierul, eu nu caut să plac cu oamenii. Acum 2 săptămâni am fost în Suedia la o nuntă și le-am spus, îmi place nunta. Un mine atât de simplu, o mireasă venită de la Viena, la numărul 1, atât de frumos îmbrăcată, în acea zi de nuntă au fost vedenii date biserice, în ziua aceea de nuntă au fost cuvânt de prorocie în biserică, în ziua aceea au fost un har deosebit. Și am spus, uite ce frumoasă e o nuntă simplă, dar la fiecare nuntă stăm cu frica în spate. Și am spus că dacă cineva face o nuntă și pune ceva ce-i lumesc acolo, la a doua mireasă face tot ce-au făcut aceea și mai pune ceva în plus. Mai rar câte o mireasă, mai rar câte un frate să-și aducă aminte de pocăință, să-și aducă aminte de unde vine, din ce adunare a fost crescut, și să spună, la noi este un obicei, dar e un obicei să vii smerit la nuntă, e un obicei să vii pocăit la nuntă, e un obicei să vii așa la nuntă. Și stau slujitorii și ajung până acolo, păstorul să meargă să verifice rochia mireasă. Iertați, în mine mă cheamă croitor, dar chiar nu mă pricep la rochia mireasă. Dar n-ar putea Duhul Sfânt din tine să te învețe, dar n-ar putea tata și mama să te învețe, dar n-ar putea bunul simț să te învețe cum trebuie să vii în adunare. Noi desfințăm cuvântul lui Dumnezeu în folosul datelor și obiceiurilor noastre. Și asta acasă nu rezistă. Că am văzut prea multe nunți din astea împopoțate și ajung anul ăsta. Am fost la o nuntă și m-a rugat Domnul, că am predicat la multe nunți, n-am atâtea predici din nunți, și acum cu internetul ăsta ești monitorizat, n-ai voie să spui o frază de 2 ori, că e o mare crimă. Și m-a rugat seara, Doamne, ce să predic? Și Domnul mi-a dat în vis o predică. Mi-a dat acolo din Coloseni 3:12, îngăduiți-vă unii pe alții. Și am spus, dragi miri, pentru voi am primit noaptea în vis predica asta. Și am arătat 4 domenii în viața de familie în care se cere îngăduință. Nu predic mă ridic. 4 domenii în viața de familie, de la domeniul vorbirii până la domeniul intim și alte 2 domenii. S-a terminat nunta, pupături, flori, frumos, tortul, miresă. La câteva săptămâni vin amândoi la mine, ambițioși, și spune, hai coboară jos. Spune, frate Dragoș, noi plecăm să divorțăm, dar înainte de a divorța am vrut să trecem la dumitale care predica la noi. Frumos, mai. Dar unde-i de bucurie aceea, unde-i scoarnele cele care le aveți voi în anuntă? Că era o anuntă exagerat, dus o leacă în extrema lumească, nu aceea de pocăi. Unde sunt acele atâte? Unde sunt cântările cele? Unde sunt pamblicele cele? Unde sunt torturile cele? Unde sunt acelea toate? Nu, nu se mai poate. Cum într-o lună nu se mai poate? Nu se mai poate. Mai oameni buni. Haideți să ne punem temelia familiei noastre pe Scriptură. Amin. Și toți care pun temelia lor pe Scriptură rămân și trăiască 60-70 de ani împreună, ei au casa zidită pe Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne ajute, frață. Hai să dăm un pic la o parte pământul ăsta. Obiceiurile astea, cu obiceiurile astea în Ieremia 10:3, obiceiurile neamurilor sunt deșarte. Este o deșertăciune, Pavel spune în Efeseni, și voi erați morți în păcatele voastre când trăiați după mersul lumii acesteia. Mersul unui pocăit nu-i mersul lumii. Îmbrăcămintea unui pocăit nu-i îmbrăcămintea lumii. Vocabularul unui pocăit nu-i vocabularul lumii. Familia unui pocăit nu seamănă cu cei din lume. El are temelia pusă pe Scriptură. Doamne, ajută-ne la asta! Și apoi câte alte obiceiuri și vor să intre și în adunare, spune așa, Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiuri. Probabil cu prezența stați bine, dacă sâmbătă seara sunteți așa, mâine cred că o să fie și mai mulți, aproape că n-aș avea ce corecta. Dar cine știe dacă nu am? Cine știe dacă la rugăciune marța și când mai vezi joia vin aceiași oameni de regulă? Și cine știe dacă unul nu vine odată numai la o lună când are el chef ca să vii la adunare? Și sunt lucruri în adunare și am văzut astea. Unii și impun mofturile lor, vin la conducere, am nuntă, am binecuvântat de copii, să cânte ăla, să predice ăla, eu vreau așa. Și dacă nu, am întâlnit, dacă nu, nu mai vin la adunare. Fac din asta un obicei, șantajează conducerea adunării și apoi du-te păstorul la dânsul, spune, hai frate, te rog să vii la adunare, hai să negociem, hai, nu facem chiar cum vrei matale, dar mai lasă și matale, de asta nu-i pocăință, măi oameni. Și sunt oameni din ăștia care tot timpul au câte ceva împotriva unuia, sunt. Și am predicat altă dată de aici că, spune, dacă știi că, fac o paranteză, poate vă prinde bine. Dacă știi că are cineva ceva împotriva ta, lasă darul la altar și du-te de te împacă cu el. Băi, versetul ăsta așa mi-a fost de greu pentru mine, așa de greu. Și odată m-am ridicat la adunarea noastră, adunare mare, și am spus, oameni buni, de când nu sunt eu slujitor în adunare? Voi sunteți câteva sute de membri, cu copii, iară câteva sute. De când slujesc eu în adunare și până azi? O fost o duminică când nu a avut nimeni nimic împotriva mea. Oare a fost o duminică când spui, e 100% ești bun și sfânt, du-te-și pe cina. Sau întotdeauna am avut unul. Sunt oameni cu surgii. Sunt oameni care totdeauna au cu ceva. Povestea fratele Fănel de la Rădăuț, când era el tânăr, era fratele apostol, conducător, era unul, avea ceva cu prezbitul. Și a spus, măi, nu se poate. Și tot spunea, ăla face cina, nu știi că am împotriva lui, așa face cina, așa slujește el. Și fratele l-a luat pe fratele Nichiteanu și pe fratele Fănel, a spus, măi, haideți la fratele ăsta ca să stăm de vorbă cu el, în celeptare. Și ăsta se duce, om bătrân, pălăria se duce la el, cum se purta înainte, frate, te rog, dacă ți-am greșit, iartă-mă, te rog, frate, așa, te rog, nu, ăla, nu, și nu, că tu faci cina și eu nu te iert să văd eu cum faci cina. Și frate, hai, acum fratele Nichiteanu îi spune, măi frate, dacă nu-l ierți pe prezbitorul adunării, apoi nu ești pocăit, măi. Și el îi spune, nu-s pocăit? Uite cât arăt că-s pocăit, frate, te-am iertat pe dumitare, dar de acum am ce am cu tine. Să văd eu cum predici tu, să văd de acum cum te urci tu la amvon. Fratele conducător, fratele bătrân, când o auză că iertani, rămâneți cu Domnul Iisus. Pune pălăria în cap și pleacă. Acum rămâne Nichiteanu cu Fănel să-și ceară iertare că el are ceva cu dânsul. Ei, versetul ăsta tare m-o năcăjit mult. Este odată în Bruxelles, în adunare, unul să n-aibă cu ceva cu Dorin, cu Vlad, sau cum vă mai cheamă pe voi. Oare este? Și atunci ce-i făcut? Nu mai facem cina? Biblia spune așa în Roman, capitolul 12, parcă versetul 18. Întrucât atârnă de voi, dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii, întrucât nu-i sinonim cu, deoarece, pentru că, fiindcă, nu. Întrucât e o formă arhaică, o formă veche a expresiei, în măsura în care atârnă de voi. Dacă știu că cineva are ceva cu mine, eu așa mă înțeles. Eu nu pot face cina, eu nu pot sluji la altar, eu mă duc și spun, măi omule, hai să o rezolvăm, dacă ești vinovat, iartă-mă, dacă ești tu vinovat, corectează-te și îmi fac partea mea. Dacă el e mânios și nu mă iartă, eu nu mai fac cina niciodată. Eu, întrucât atârnă de mine, eu vreau să trăiesc în pace cu tine, dacă tu nu vrei, de acum e treaba ta. Eu mai spun, la noi la adunare era o evangelizare într-o seară și era aglomerată adunarea. Și pe postament, aici în fața, în vânul, erau niște copii, toți din aceeași familie. Puși așa pe postament, e un postament mai mare, stăteau acolo. Eu stau cu minte cât o sta, la un moment dat s-au început să caște, să strâmba pe acolo și nu mai era un aspect plăcut. Eu care am tată de copii și care cred că sunt înțelept, știem a cui-s copiii, mă duc și mângâi așa pe așa, și aici era o bancă goală. Și spune, hai treceți voi frumușel pe bancă și îi pun pe prima bancă. Bucuros că am făcut un act de calitate. Ajung acasă, bucuros, predicator bun, cântări bune, tot a fost bun. Primesc un telefon. Alo, da? Spune-mi ce ai făcut copiii mei în seara asta? Era mama copilor. Măi, soră, ce am avut? I-am pus acolo, că nu sta frumos. Nu, numai când ești tu la învonă stă frumos. Când îți ai mei nu-i frumos, nu? Măi, soră, dar nu de ce i-am pus? I-am pus doar pe prima bancă. Fratele Agus, spune-mi cum faci tu duminică cina. Aici m-a dus. Și eu zic, cum o fac? Da, da, spune cum faci. Păi după ce ne rugăm Domnul, frâng pâinea odată în două, o rup în bucățele mici și ia pac, îmi închide telefonul. Eu îi explicam cum fac duminică cina, că nu se poate că am luat un copil de aici și am pus dincolo să nu mai fac cina în adunare. Nu sunteți de acord cu mine? Doamne ajută de la asta, să ne dă pricepere în măsura în care atârnă de mine, eu trăiesc în pace, că dacă voi nu vreți, și acum vin unii cu obiceiul, nu faceți așa, eu nu mai vin la adunare. Și Biblia spune să nu părăsiți adunarea voastră cum fac unii obicei. Nu șantajați conducerea, nu șantajați frață, copii, nu-i șantajați pe părinți, că dacă nu iei rochii de asta și nu mă îmbraci așa, eu nu mai vin la adunare. Ăsta e un obicei, dar ăsta e din lume, nu-i de la adunare, nu-i de la pocăință. Nu începeți viața așa. Nu începeți familia așa, nu vă puneți temelia pe pământ, pe obiceiuri de astea omenești. Astea le dăm la o parte și punem temelia pe Scriptură, amin? Să până ajungem la stâncă, Doamne ajută-ne! Și apoi vine Pavel la un moment dat și spune 1 Corinteni 11 cu versetul 16, ceva care poate nu-i la voi, eu am mai întâlnit în alte adunări. Și spune așa, și dacă cineva iubește cearta de vorbe, biserica lui Dumnezeu nu are un astfel de obicei. Vine și impunem în adunare cu pumnul. Impunem anumite pretenții ale mele cu ceartă de vorbă. Mă cer cu voi, mă cer și de gura ta lăsăm așa. Dar nu e așa pocăința. Noi nu facem nimic în adunare cât îi cerți tu și ești mai bun de gură că mine. Nu. Noi facem în adunare ce ne lasă Scriptura să facem. Doamne ajută-ne la asta. Și acum vă întreb, cum stați cu cearta de vorbe? Poate la voi nu-i. Și bine că nu-i. Biblia numește acolo zadarnicele ciocniri de vorbe. 1 Timotei, capitolul 6, da? Zadarnicele ciocniri de vorbe. Ciocnirile astea de vorbe, eu așa le-am comparat cum ar merge două mașini și se ciocnesc, ca să spun, ei s-au ciocnit două mașini. La noi a fost un accident în marginea satului, unul venea din Spania și unul din Italia. Și când se intră în sat, acolo s-a bubuit. Și un frate din comitet, dar nu știu, spunea în glumă, spunea în nici acum nu știu. Păi, îți dai seama cum o calculată ăștia, dorește 8.000 de kilometri, la semafor, cât o stat, o dormit în parcare, îți dai seama cât o calculată ca să întâlnească odată, să trântească acolo în marginea satului. Ei, zadarnicile ciocniri de vorbe. Și câteodată mai sunt ciocniri de vorbe și în familie, da? Și eu știu bine că nu toți din casă trăiesc bine. Și eu știu că unii din frați aici nu-s pocăiți și ceartă nevasta, se poartă urât cu dânsa și că temelia familiei pusă pe obiceiuri lumești, după legile Bruxelles și nu ale Scripturii, și Biblia nu ne dă voie în adunare, nici în familie, nici la lucru, să avem un astfel de obicei. Doamne ajută-ne să scăpăm de obiceiul ăsta, zadarnicile ciocnire de vorbe. Dar cine face accidentele în circulație? Păi uite cine le face, prima dată le fac, spune acolo, este mândru, spune Timotei, citiți, dar rog, este mândru și oferi mândri. Că dacă, Doamne ferește, eu am depășit un băiat venit cu mașină din Bruxelles, am prins o portiță și l-am depășit, până în sat el mă depășește de 10 ori, ca să-mi arete că el e șofer și moșul să tragă pe dreapta. Eu nu fac concurență cu nimeni, dar e teribilismul ăsta. Și îmi povestea acum ieri un frate care are tiruri, că a luat un băiet ca să-l îndețe. Și mergea pe niște prăpăsti prin Italia și a spus, strigam la el, lasă mai încet. Nu, cu ce merge? Păi merge, băi, merge, dar ne duce în prăpastie, că la atâta știi să accelereze. Ăștia șoferii mândri, ăștia fac accidente. Sunt plini de mândrie și în adunare. Tot ăștia mândri se ceartă. Că omul smerit nu se ceartă, frață. Uitați-vă în Ieremia. În Ieremia vine un proroc, și se duce la Ieremia să sfădească cu el. Și Ieremia a spus 70 de ani, zidiți casă, locuiți, săpați, plantați pomi acolo. Că 70 de ani, dar la poarta cetății, că nu în particular, în fața fraților, vine Hanania și spune, așa vorbește Domnul, peste 2 ani voi aduce înapoi uneltele casă Domnului, ca să-l contrazică pe Ieremia. Și Ieremia se uită la el și spune, amin, așa se facă Domnul. Și nu se poate certa cu Ieremia. Hanania se supără mai tare, Ieremia avea un jug de lemn. Îi ia jugul de lemn, îl trântește, îl sfărâmă, așa sfărâmă Domnul jugul Babilonului. Și Ieremia, spune Biblia, o plecat acasă. N-ai cum să te cerți în adunare dacă unul e smerit, nu se ceartă. Dacă unul e pocăin, nu se ceartă. Zadarnicile ciocniri de vorbe, dar Biserica Domnului n-are un astfel de obicei. Nu aduceți obiceiul certuri la voi în adunare, că numai oamenii mândri fac asta. Nouă Domnul să ne dea smerenie, amin? Că dacă ești la o intersecție, la noi este un drum cu prioritate și unul fără prioritate. Și aglomerat orașul. Și la un moment dat unul care n-avea prioritate, a forțat un pic intrarea. A trecut unul și când se treacă al doilea, domnule, a venit unul, era din Ucraina. Tras mașina în fața lui și s-a dus să-l bajocorească pe șofer. Șoferul, când a văzut că îl înjură și bajocorește, a ridicat geamul în sus. Când a văzut că a ridicat geamul în sus, când a tras un pumn în parbrizul, o spart parbrizul. O pus pumni, hai, era un rusaleu de la mani. Când a tras 2 pumni în capot, i-a îndoit capota. Și șoferul la păgubaș era păstor. Și un frate s-a uitat la el ce face. Și păstorul cu geamul spart și capota așa, o trecut și o plecat mai departe fără să spună o vorbă. Vine la mine și spune, băi frate Dragoș, eram acolo martor, băi, ăla e om pocăit. Ăla e om pocăit. Ce aș fi făcut eu? Dar ce ai fi făcut tu în Bruxelles? Eu câteodată mă grăbesc și ăla din fața mea merge prea încet, semnalează stânga și o e dreapta și uit că-s pocăit. Mi s-a întâmplat vreodată? Odată veneam de la, dar atunci eram bine dispus și eram pocăit. Veneam de la o evangelizare de la Arad, când am ieșit din Oradea spre Cluj, un echipaj de poliție mă trage pe dreapta, eram cu 2 proroci în mașină, și nu puteam să... Le-am dat actele, s-au uitat, mulțumim, drum bun, sănătate. Mai merg 1 kilometru, alt echipaj de poliție mă trage pe dreapta, actele dumneavoastră, îi dau actele, se uită, da, bine, drum bun. Cred că merg 1 kilometru sau 2, al 3-lea echipaj. Și eu dau geamul în jos, spun, mai sunteți mulți? Și ăla spune, pacea Domnului, frate Dragoș. Norocul i-am spus numai atâta. Norocul meu că i-am spus numai atâta. Că i-am spus, domnule, sunteți al 3-lea echipaj. Și ăla spune, frate, eu nici nu-s de servici. Noi am avut evangelizare și l-am avut pe fratele Șeuleanu, care e președintele la noi. Și m-am îmbrăcat în polițai să ies la ocazie, să opresc. N-aveți un loc până la Cluj? Zic, ba da, frate, poftim o mașină. Și l-am dus până la Cluj. Dar ce bine că totuși am fost pocăit. Dar la al 3-lea l-am întrebat așa, mai sunteți mulți? Ce ai fi făcut tu? Știți cine face accident? Oamenii mândri. Știți cine se ceartă în adunare? Aceia, familiile mândri, oamenii mândri. Și vine Pavel și spune, Biserica lui Dumnezeu n-are un astfel de obicei. Nu pleca în viață pe tăria pumnului, pe convingerea cu vorbi, cu ceartă, nu pune temelia pe pământul ăsta, că n-ai să dăinuiești, ai să găsești unul într-o zi mai certăreț ca tine. Noi punem temelia pe Scriptură și Domnul să ne ajute, amin? Și apoi cine mai face accident? Că nu vorbesc tot de mândrie, că e mult de vorbit. Este plin de mândrie și nu știe nimic. Știți cine face accident? Vine din Belgia și dă 100 € și e permis. El nu știe, săracul, nimic, el vede un triunghi cu vârful în jos și dă bătaie, că a văzut el un triunghi. El nu știe că acolo e stop, îi cedează, ăștia oameni fac accidente. Știți, sunt în adunare care nu știu multe lucruri, Dar știu să se certe. Și la mine omul dată mi-a zis, frate, băi, frate, dragul, nu te tem de Dumnezeu, uite așa, așa, mi-a spus el mult. I-am spus, frate, oprește. Dar nu e așa. Uite cum e așa, apoi eu n-am știut. Dar bine că știu să te cerți întâi. De cine se ceartă în adunare? Ăia mândri și oameni care nu știu nimica. El întâi se ceartă, el se ridică și acuză, el e direct cu hotărâri și la urmă, apoi dacă nu a fost așa, iertați-mă, frate. Dar asta nu-i pocăință, frate. Nu porniți în viață pe de astea, pe ceartă din asta. Și încă mai spune acolo Biblia, îi prinde mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetării, mai sunt bolnavi. Ăsta nu-i nici mândru, ăsta știe și decretul, dar nu vede bine. Nu vede bine el, nu vede mașina, nu are daltonism, nu vede că verde, știi? Și mai sunt bolnavi prin adunare. Are boala cercetărilor fără rost. Și cercetează ceva ce n-are rost și stârnește câte o ceartă în familie și în adunare, că asta e un obicei care nu-l are biserica, ăștia l-au oameni. Doamne, ajută-ne să ne pocăim, amin? Frații mei, vrem să punem în seara asta temelia. V-am spus așa cum scrie o carte, între zâmbet și suspin. Fiecare să-și iei partea lui de vinovăție și să se pocăiască. Amin? Și eu partea mea. Când e vorba că punem temelia familia, bisericii sau a mea personală, dacă e nisip, nici nu mai sep acolo. Acolo n-am ce sepa. Pe posibilități omenești, pe promisiuni omenești, de acolo plec. Dacă e pe pământ, dau la o parte toate obiceiurile astea de care se poate vorbi mult și după ce dăm obiceiul la o parte, venim și spunem, măi, dar cum scrie în Scriptură? Și cum scrie în Scriptură, așa să facem. Amin? Și Dumnezeu să ne ajute. Fraților, temelia asta, ea are și un proces tehnologic, ea trebuie lucrată într-un fel. E un aliaj, un material, spune Evrei 6, așa, să lăsăm dar adevărul începătoare, fără să mai punem din nou temelia pocăinței. Prima temelie care se pune e temelia pocăinței. În temelia asta mea trebuie să fie pocăință. Amin? Câte pocăințe în temelia ta? Da? Și să mergeți spre cele desăvârșite, spune Biblia. În ce constă temelia pocăinței? Să vă spun cum e pe la noi. La noi, de exemplu, când se pocăiește o femeie din sat, vine odată la adunare, vine două ori, are mărgele, are cercei, are... e femeie din sat. Și stă odată de două ori, după aia se lipește de o soră și spune, la voi nu se poartă cercei? Și că, nu, la noi nu-i voi cu cercei. Dar mărgele, nu, la noi la adunare nu se poartă. Unii mai întreabă, dar verighet, acum depinde de ce ne întreabă, știi? Și dar noi spunem, apoi nu că Biblia spune acolo 1 Timotei cât 2 cu 9, nu cu aur. Și omul, femeia scoate și vine așa ca o pocăită îmbrăcată. La noi s-a pocăit un patron care îmi spunea, băi fraților, eu avem televizoare în toate camerele și iertați-mă, și unul în toaletă. Că dacă este un meci la toaletă să nu pierd o fază. Avem televizor mic în toaletă. Și când am venit la voi la adunare, am întrebat pe cineva, bă, dar la voi cu televizor? Și acela mi-a spus că nu. Le-am scos pe toate din casă, le-am scos pe toate și uite, nu mai am niciunul. Omul ăsta pune temelia pocăinței, lucrurile începătoare, știți? Ei, dar după aceea merge spre cele desăvârșite și mai adânc în Scriptură, mai adânc în Scriptură. Acum voi sunteți mulți care sunteți în construcții, zidari. Deci ai pus temelia și ai zidit un rând de cărămidă, da? Pe rândul ăla ai mai pus încă un rând. 3 rânduri, 10 rânduri. După ce ai pus 10 rânduri, rândul de jos l-ai scos? Primul rând de cărămidă îl scos după aceea? Nu, nici nu se poate. Știi cum se poate? Numai dacă își faci casa din fân, din trestii, o poți scoate. Dar dacă e din materiale din astea grele, nu se poate scoate. Acum eu vă întreb pe unii care v-ați pocăit și ați pus temelia ce e bună. După ce ați mai zidit încă un an, 2, 7 ani de pocăință, de ce scoteți rândul acela? Iară cercei, iară verighete, iară televizoare, iară anturaje neplăcute, dar de ce scoteți temelia pocăință de acolo? Că dacă e ceva solid pe temelie, nu se poate. Și când predicăm la frate, spune, frate, iară pune temelia, iară spui la surori cum să zâmbrece, iar, păi, dar nu mai văd că primul rând e dispărut. Noi cercetăm proroci, care de la Domnul, care nu-i de la Domnul, vedeni, predicatori, care-i mai cu har, care-i mai firesc, dar tu nu vii îmbrăcat cum trebuie, tu acasă în loc să citești în Scriptură, te uiți la televizor, tu ai o viață de nepocăit, dar te bagi în lucrurile, tu ești cu casa undeva sus, casa ta se prăbușește. Într-o zi casa ta se prăbușește. Când punem temelia pocăinței și o lăsăm acolo. Doamne ajută-ne, amin? Și apoi vine Biblia și spune în Timotei, capitolul 6, versetul 18 și 19, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să dea, ca astfel să-și pună o bună temelie pentru viața viitoare. Asta înseamnă dărnicia. Când zădești temelia, după ce ai găsit stânca și începi să torni fundația aceea, pune pocăință acolo, pune dărnicie acolo și mă întreb cum stați cu dărnicia. Eu n-am venit după bani, nu-mi băgați bani în buzunar, nu am un astfel de obicei, așa, dar totuși pentru cei săraci, că am fost în Suedia acum 2 săptămâni și ne-a spus, nu-mi băgați bani în buzunar. Dacă vreți să-mi dați niște bani pentru săraci, că avem familii destule, de orfani, de săraci, mi dați în mână și dacă vedeți că eu în fața am vonul, număr niște bani și îi bag în buzunar, ăia sunt pentru săraci. Pentru că nu de mult în urmă să fie... Nu știu dacă este o lună, am fost la o mormântare la Prelipca, în care eu am fost în casa aceea, la o binecuvântare de copii, la un băiețel care acum are 2 ani. Soția însărcinată, în luna 9 trebuia să nască, aștepta de pe zi să nască. Și o trecut cu mașina în pasaj la calea ferată. Și acolo e linie dublă. O trecut un tren și ea o spus că trenul a trecut. Și o trecut și ea. Venea un alt tren, o prins-o 600 de metri, o dus mașina, așa o făcut o bucăți, sora a murit. Când am fost acolo, era sora în sicriu, fetița scoasă din burtă alăturea, băițelul de 5 ani care era în mașină, era mort alăturea și trebuia să predice. Sunt necazuri. Mașina aceea nu s-a ales nimic din ea. Singurul lucru care a rămas